Hello, hello! Bine ați venit la primul reading vlog din acest an. Nu am mai făcut un reading vlog de anul trecut, cred. O să mă tot vedeți în unghiul ăsta, pentru că ăsta este unghiul meu de lucru și o să-l tot vedeți pe Ernest aici, care este cel mai bun teaching assistant din lume. Cam așa se arată situația. Vreau să deschid vlogul ăsta doar ca să vă povestesc un pic despre cum e experiența cu Murakami până acum. Stai și mă gândeam că probabil am ales cea mai proastă carte pentru un reading vlog, pentru că este un mamut, are peste, nu știu, în jur de 600 de pagini. Și am ales să citesc pentru acest Murakami March, The Wind-Up Bird Chronicle, Cronica Păsării Arc, cartea apărută și la noi la Polyrom, evident. Ce știu despre cartea asta sau ce știam despre ea e faptul că intră în acea categorie de cărți fantastice, cu adevărat realist magice ale lui Murakami, mai fantastică decât multe dintre cărțile pe care eu le-am citit până acum. E bine, am citit astăzi 50 de pagini, azi noapte și astăzi, și pot să zic că a fost dragoste la primul cuvânt, pentru că această carte se deschide cu o conversație simplă. Personajul nostru principal primește un telefon de la o persoană pe care nu a mai auzit-o, nu o cunoaște până acum, care îi spune dacă e de părere că se poate crea o legătură dintre ei, dacă se pot înțelege în 10 minute. Și atât. Și apoi închide telefonul și povestea începe. Mi se pare un început foarte bun și deja intrăm așa în mister, pentru că soția lui, care pare o femeie foarte simplă, cel puțin asta a fost prima descriere, începe să se poarte ciudat, iar el se întâlnește cu o persoană foarte ciudată. Știu că deocamdată nu este cine știe ce mare descriere despre plot, dar tot ce știu până acum este că avem un personaj principal care nu are de lucru și care se întâlnește cu o femeie misterioasă. Și în primele 50 de pagini asta e tot ce știu. Dar stilul se vede de la primul cuvânt și este deja o lectură care sigur, sigur îmi va plăcea foarte tare. Cam asta este, o să vă mai țin la curent pe măsură ce trec prin cartea asta, dar până acum e foarte, foarte bine, sunt super entuziasmată să citesc și o să stăm împreună, probabil cel puțin o săptămână, să vă duc în această călătorie odată cu mine. Hey guys! Nouă zi, nou vlog, nou outfit de sală. Eu tocmai am terminat de filmat un clip pe care voi trebuie să-l fi văzut deja, cred. Un clip despre sustenabilitate și lectură care sper să vă placă, pentru că mie ideea mi-a plăcut foarte tare și sper să vi se pară și vouă util. Dar din păcate nu am foarte multe de raportat pe fontul lui Murakami. Ieri am mai citit, cred că vreo 20 ceva, 30 de pagini și astăzi, înainte să plec, am mai citit încă vreo 10, cred, am citit un capitol. Dar ce vreau să vă spun prin chestia asta este faptul că prin astfel de sesiuni foarte, foarte mici de lectură, de fapt ajungem la final să citim mai mult. Poate uneori nu avem o oră întreagă de citit, poate avem doar 10 minute. Hai să le folosim și pe alea. Și, sincer, la cât de mult îmi place deocamdată cartea asta, cred că o să folosesc orice secundiță pe care o am ca să citesc, pentru că este magică. Deocamdată este magică. Începem să mai aflăm tot felul de lucruri. De exemplu, acum tocmai am citit despre cumnatul lui Toru și de ce va fi el important. Tot ce știm până acum este că a violat-o pe una dintre fetele pe care el ajunge să le cunoască în modul ăsta misterios, dar nu știm mai nimic despre el. Și ce iar mi se pare foarte interesant este faptul că începem să avem elementele alea magice de care vorbeam mai devreme. Nu știu, faptul că la un moment dat, acum ceva vreme, cineva i-a spus să aibă grijă de apă, să fie atent la apă. Și acum tocmai a venit un personaj care i-a cerut o mostră de apă și întrebarea este de ce. Am citit doar vreo 90 de pagini până acum, deci nu am foarte multe informații, dar deocamdată este absolut minunat. Vă mai țin la curent diseară, pentru că am de gând să citesc un picuț mai mult când ajung acasă și să vă spun cum mi se pare. Dar deocamdată, love it! Hey guys, meet Oscar, și anume companionul meu de lectură. Am fix 23 de minute la dispoziție să mai citesc un pic. Așadar, cam cu asta mă voi ocupa eu în următoarele 23 de minute.
Și cu acest minunat copil, minunat, minunat, minunat. Bun, noi ne auzim ceva mai încolo. Tot eu, cam o oră mai târziu, pe fundal se aude un audiobook, ascult un audiobook despre Jackie Kennedy, care mi se pare foarte fain deocamdată, pentru că nu știam mai nimic despre ea, și îmi pregătesc orele pentru seara asta, pentru mâine și, dacă totul merge bine, și pentru poimâine. Cam asta este planul de luna de obicei, vreau să-mi fac orele pentru prima parte a săptămânii. Da, ne auzim un picuț mai încolo, Murakami, săracul, a rămas pe canapea, dar... O să ajung eu înapoi la el. Hey guys, tot eu, tot astăzi, tot aceeași canapea și tot aceeași situație în care ne regăsim. Este ora 21:48 și seara mea trebuia să arate în felul următor. Mâțe, care urmează să apară imediat în cadru, și băiatul ăsta minunat. Însă, seara mea arată în felul următor. Mâțe, care urmează să intre în cadru, și acest băiat minunat. Hey, fun! Am aflat acum vreo jumătate de oră că am de citit un articol până mâine la ora 2, un articol care are 48 de pagini. Așadar, puțină sintaxă, nu a omorât pe nimeni niciodată, puțină sintaxă la ceas de noapte. Dar sper în vreo 2 ore, să zicem, să-l termin și apoi, poate, mai băgăm o măcar vreo oră de Murakami. Sper, vedem. Oricum, astăzi a fost o zi ok. Pentru mine, lunea este ziua cea mai stresantă și cea mai... Nu neapărat complicată, pentru că nu e, dar e clar cea mai stresantă, pentru că am cursul și e prima dată când țin cursul ăsta și am super, super mari emoții de fiecare dată. Așadar, întotdeauna mă bucur când se termină ziua de luni. Prin urmare, faptul că mai am de citit acum nu e chiar așa o tragedie, plus că l-am pe Oscar în brațe și mereu lucrurile sunt mult, mult mai ok cu el aici. Și da, cam asta este... O să vreau să fac un update și referitor la cartea asta, pentru că îmi dau seama că e un reading vlog și parcă nu vă spun nimic despre carte, dar încep să se întâmple chestii, dar vreau să mai citesc măcar vreo 50 de pagini și vă zic după exact ce se mai întâmplă. Oricum, I love it, I love it. Am ieșit din casă după 4 zile. Sunt foarte excited, deși mi s-au aburit ochelari în ultimul hal, Ninja în București acum. Și sunt excited că mă duc la doctor, pentru că am prilej să ies din casă. Vă iau cu mine, nu e nimic serios, o să vedeți, mergem la oftalmolog, după acasă, lectură, bună alta. Long time no talk. Vă salut dintr-o pauză dintre seminarii. Este joi seara și sincer nu mai știu de când am mai vorbit efectiv cu voi. Am zis să vă dau așa un mic update referitor la carte, pentru că mi se pare că n-am mai vorbit de ceva vreme despre ea. Am trecut de jumate și la cum încep să se precipite lucrurile, cred că o să termin weekendul ăsta. Începe să devină misterioasă și asta îmi place mult. Încep să apară legăturile dintre realitate și vise. De exemplu, se întâmplă ceva în visele lui Toru, de care credea inițial că sunt doar vise, dar se pare că există o legătură cu viața reală, mai mult decât credea el. Încep să apară persoane și personaje din viața lui de dinainte, care au un impact asupra vieții lui de acum.
Și lucrurile cele mai importante, cred, în momentul de față, sunt că nevastă s-a plecat de acasă și că el a ajuns să coboare într-o fântână. Și cred că de aici cumva lucrurile o să înceapă să o ia într-o direcție ciudată. Sper să fie o direcție ciudată, pentru că deocamdată este joaca aia așa între realitate și mister pe care Murakami o are în majoritatea cărților. Dar știam de Cronica Păsării Arc că este mai misterioasă decât alte cărți de-ale lui. Și cred că acum o să înceapă toată fantezia și tot realismul magic, sper eu. Deocamdată îmi place foarte mult. Au fost niște scene horror. La un moment dat povestește un tip din război, niște scene de acolo și au fost groaznice, dar absolut impecabil scrise, din punctul meu de vedere. Și așa, în general, mi se pare că în prima jumătate de carte s-au introdus personajele și avem scena așa pe care lucrăm și de acum încolo cred că acțiunea va lua amploare, sper. Dar oricum v-am zis, la cum au început să meargă lucrurile, cel mai probabil o să fie din ce în ce mai rapide lucrurile, sau cel puțin mie așa mi se pare. Cred că o să mai citesc vreo câteva pagini acum înainte de seminar, mai am 19 minute la dispoziție și cred că o să mănânc ceva dulce, pentru că mi-e poftă de ceva dulce. Și noi ne mai auzim cu un update scurt, cel mai probabil diseară, înainte să mă culc, pentru că în seara asta chiar vreau să stau să citesc, pentru că, nu știu, toată săptămâna asta a fost așa un haos și spre final de săptămână mă mai potolesc și eu. Da, așadar, noi ne auzim ceva mai încolo. Hey guys! Hey guys! Hey there! Happy Friday, everyone! Hey lovely ones! O nouă zi de vineri în cadrul acestui vlog, promit să fie ultima, nu o să ne întindem mult mai mult de atât. Și o nouă zi de restricții atât în București cât și în toată țara, ceea ce înseamnă că singura chestie pe care o mai făceam și eu normal în acest univers, și anume mersul la sală, s-a dus naibii. Dar este și o chestie bună în toată povestea asta, dat fiind că vinerea și sâmbăta erau zilele mele de sport. Nu mai sunt zilele mele de sport, o să încerc să fac acasă și o să vă arăt ce fac. Am toată după masa de stat acasă și dat fiindcă este vineri și este ora 2 și eu am terminat orele și tocmai m-apuc și o să mănânc micul dejun, am de gând să stau să citesc astăzi. O să mai am o întâlnire undeva pe după masă, cred, sper, dar în afară de asta, sincer, chiar vreau să-mi iau ziua asta eu și Murakami și mâțele. Am făcut ceva progres azi noapte și azi de dimineață. Dar astăzi chiar am chef să citesc mai mult, așadar ne auzim cu un update cât de curând și o să vă arăt și ce fac în materie de sport. Dar până atunci, haideți că mor de foame și trebuie musai să mănânc ceva și să mai beau o cafea, poate. Ne auzim curând. Hey guys, sper să se vadă bine pentru că filmez cu telefonul, am cardul de memorie în televizor în momentul de față. Filmez fără sonor pentru că nu cred că am voie cu sonor, cred că ar fi contra oricăror chestii de copyright. Dar vreau să vă zic doar că ăsta este unul dintre cele două antrenamente pe care vreau să le fac acasă. Ăsta este combatul. Body Combat se găsesc și pe Vimeo, eu acolo l-am găsit. Ele sunt niște produse ale celor de la Les Mills pe care le facem la sală, mă, normal. Dar câteva dintre ele se găsesc și la Liber pe Vimeo. Eu acolo l-am găsit pe ăsta, nu cred că am voie să vă las link în descriere, dar dacă mergeți căutați Body Combat Vimeo, s-ar putea să vă apară asta. Este un antrenament cardio, care mie îmi place foarte, foarte mult. Nu se compară cu boxul, ăla îmi place mult mai tare, dar aia, dacă nu putem face box, măcar un fel de semi-kick, something, something. Neața, neața, lovelies! Este sâmbătă, eu sunt
cu Ernesto aici de față. Tocmai m-am întors de la vaccin și am zis să mai stau un pic de vorbă cu voi pentru că vreau să mă apuc un pic de lucru la ceva foarte, foarte fain, o să vă arăt imediat. Dar am zis să vă mai povestesc un pic cum e cu cartea, pentru că simt că nu vorbim despre carte suficient. Cartea începe să devină din ce în ce mai interesantă și știu că sună ridicol să zic începe, dat fiind că sunt, nu știu, aproape la 3 sferturi, mai am 100 și un pic de pagini, dar Murakami asta e. Nu are niște cărți, din punctul meu de vedere, care sunt foarte conduse de plot, cât mai degrabă prezintă personajele foarte mult, povestește cum e cu background-ul lor foarte mult și până să intre efectiv în poveste durează ceva. Simt că, într-adevăr, acum intrăm în poveste, în povestea aia fantastică, mai mult decât orice, și am impresia că o să ducă firul narrativ în zona aia de identități din lumi paralele, vis sau nu, oameni care se întâlnesc din lumi diferite, pentru că cam pe acolo cred că merge. Mâța a reapărut, nevasta este tot dispărută, el încearcă să cumpere casa de alături și oamenii care cumva l-au ajutat pe el să facă rost de bani au deja pământul respectiv și cred că prin intermediul fântânii în care el a stat ceva mai devreme, pe acolo cred că o să se facă trecerea asta între lumi. Dar oricum mi se pare că planurile narrative parcă se măresc din ce în ce mai mult. Avem povești de război, avem povești din grădini zoologice, avem povești ale unor băieței, avem tot felul de planuri secundare aparent, dar care probabil o să se lege la final. Deocamdată este o ciorbă, o ciorbă foarte frumoasă și o ciorbă scrisă absolut minunat, dar se întrepătrund așa toate lumile astea și e destul de greu, cel puțin mie, deocamdată mi-e foarte greu să intuiesc unde o să se meargă, mai mult decât ideea asta de lumi paralele. Nu lumi paralele în modul sci-fi, ci lumi paralele în modul vis, oniric, așa. Dar da, astăzi sau mâine cel târziu probabil o să termin și o să pot să vin cu o părere generală. Deocamdată recunosc că pe alocuri mi se pare că aș vrea să aflu mai repede ce se întâmplă, adică cred că ar fi putut să fie un pic mai scurtă decât e, dar în același timp îmi place stilul atât de mult și mă bucur de stil atât de mult încât parcă nu pot să zic asta cu toată inima. Dar oricum, acum haideți să ne apucăm de gallery wall. V-am zis că încerc să fac ceva aici în spate și ne apucăm de Photoshop. Vă arăt ce am la final. Deocamdată cu asta lucrăm. Practic, ce încerc eu să fac este să photoshopez tot felul de postere pe care le-am găsit pe magazinul ăsta de postere. Stați că nu mai știu, are Andrei două ecrane aici, nu îmi dau seama exact. În fine, iau imagini de pe magazinele de postere, de unde o să cumpăr posterele respective, deci nu mă simt foarte rău că piratez. Tema pe care vrem să o facem este natură, după cum puteți vedea, dar încerc să mai adaug puțină culoare, pentru că mi se pare totuși un picuț cam tern deocamdată. Și o să mai încerc niște variante și vă mai arăt pe măsură ce mergem. Schema de culori o să fie cam aceeași, dar parcă am nevoie de ceva un picuț mai vesel pe alocuri. Până la urmă o să rămână ceva de genul ăsta. Mă rog, nu se vede pe cameră, dar sunt niște nuanțe foarte, foarte frumoase aici, niște nuanțe calde foarte frumoase, care mi se pare că o să meargă bine cu locul, că noi practic încercăm să-l mai încălzim un pic. Și am pus tot așa și în laterale niște pete mici de culoare. Dar am găsit totuși metoda să nu-l fac foarte încărcat, adăugând line art-uri și cuvințele pe aici. Nu știu, mie îmi place mult. Sper să arate bine și pe perete. Vedem.
locul acolo unde l-am și început, este exact aceeași poziție și cartea din spate este cea care urmează să fie citită, și anume Normal People de Sally Rooney. Dar am zis să vă spun care sunt părerile mele de final despre cartea asta, pentru că mi se pare că v-am tot dat așa super mici frânturi despre ea pe parcursul vlogului și am zis să efectiv să vă zic și cum mi s-a părut. E bine, țineți minte că asta a fost minunăția de la care am pornit, Cronica păsării Arc de Haruki Murakami. Dacă ar fi să o descriu într-o propoziție, ar fi destul de simplu. Unui bărbat îi pleacă nevastă de acasă și încearcă să descifreze misterul plecării ei, timp în care se întâmplă tot felul de alte nebunii, majoritatea pornind de la o casă învecinată și tot misterul practic pornește de acolo. Există la un moment dat, așa cum bănuiam că o să fie, această lume paralelă oarecum, prin care el ajunge în cele din urmă să dea de cu Miko. Per total, mi-a plăcut mult cartea asta, dar mi se pare că a avut un mare dezavantaj și anume mărimea. Mi s-a părut un picuț prea mare pentru ce voia să fie, pentru că plotul în sine nu era foarte complicat și nu mi se pare că povestea cu nevastă sa ar fi trebuit să fie atât de complicată. Cum a complicat-o Murakami a fost prin planurile narrative paralele, care au fost foarte faine și mi-a plăcut mult, mult, mult cum s-au reunit la final, pentru că avem tot felul de povești, de la poveștile unor torționari de război până la povești despre actrițe și mai știu eu ce. Mi s-a părut fain cum s-au legat în cele din urmă, dar uitându-mă înapoi la carte și văzând de unde am început și unde am terminat, cred că drumul ar fi putut să fie mai puțin îmbârligat decât a fost de fapt. I-am dat în cele din urmă 4 stele din 5 pentru că stilul mi s-a părut ca de obicei absolut impecabil și mi-a făcut plăcere să citesc cartea asta, dar pentru că voiam atât de mult să aflu ce s-a întâmplat cu Kumiko și care era povestea lor, la un moment dat parcă nu mai aveam răbdare și îmi plăcea ce citeam și încercam să mă liniștesc și să o iau mai încet, tocmai ca să mă bucur de stil, dar aș fi vrut să dea un picuț mai multe indicii pe parcurs legate de povestea asta. La final, așa cum am zis, s-au reunit toate, dar pe parcurs am simțit așa oarecare frustrare că parcă simțeam că nu mergem nicăieri cu misterul ăsta în mod special. Mi s-a părut o carte faină și mi se pare că e genul de carte din care descoperi din ce în ce mai multe pe măsură ce te gândești la ea și pe măsură, cred, ce o dezbați cu alți oameni. Mi-ar plăcea foarte, foarte tare să existe un club de carte pe cartea asta. Cred că ar fi niște discuții bestiale referitoare la simbolistică, la cine, ce a făcut și ce ascundea de fapt. Dar așa, doar ca experiență de cititor, simt nevoia să împart și cu alți oameni. Cred că, de fapt, ăsta e ce pot să iau ce mai bine din ea. Dar o recomand. Nu o recomand dacă n-ați mai citit nimic de Murakami până acum, nu știu dacă aș începe cu asta, dar m-a făcut foarte, foarte, foarte tare să vreau să citesc Kafka pe malul mării, care am înțeles că este probabil una dintre cele mai bune cărți semnate de Murakami. Așadar, a fost o experiență foarte plăcută, a durat ceva, a durat 10-11 zile să termin monstrul ăsta de carte. Am citit-o în engleză și, sincer, nu mi se pare că a sunat mai bine decât alte cărți pe care le-am citit de la el traduse în română. Pasta o aveam, pasta am citit-o, dar cred că și în română ar fi fost cam aceeași experiență. Și da, dacă sunteți fan Murakami și nu ați citit-o încă, cu siguranță este depus pe listă. Dacă nu sunteți deja cunoscători în ceea ce îl privește pe el, începeți cu altceva. Începeți cu ceva un picuț mai liniar, ca să zic așa, cred. Deci da, cam asta este. Aici se încheie povestea noastră de săptămânile astea. Sper că v-a plăcut și sper că v-a plăcut să mă mai vedeți așa și în habitatul meu natural. Și noi ne vedem săptămâna viitoare cu un author spotlight la care mă gândesc de luni de zile și o să vă placă foarte, foarte, foarte tare, sunt convinsă de asta. Până atunci să ne auzim pe Instagram, să vă povestesc cum e cu oameni normali, pentru că am așteptări foarte mari de la cartea asta. Și da, mai povestim acolo una alta. Sper să citiți lucruri faine, faine. Dacă v-a plăcut clipul, evident, dați-mi un thumbs up. Și mi-ar plăcea să-mi spuneți în comentarii ce cărți faine ați mai citit voi în ultima vreme, pentru că simt nevoia să
prind așa cărți de-astea care să nu mă lase să le las din mână. Până atunci însă, lecturi faine, faine și noi ne auzim săptămâna viitoare. Bye!